nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și vedeți că vă spuneam aseară la masă că ați început și deja se vede freamătul din oraș, că au început pregătirile pentru pregătirile caselor noastre, a gospodăriilor, pentru marele praznic al nașterii Mântuitorului nostru Hristos. Dar să știți că, iată, sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă mâncare și băutură, nu înseamnă curățenia casei, înseamnă și curățenia casei, dar mai ales curățenia sufletului. Curățați-vă sufletele, primenițile, oblojițile, așezați-le. De astăzi, iată, a început deja bucuria praznicului, înainte prăznuirea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După cum vedeți, a și așezat icoana praznicului, care este de o frumusețe rară prin ea, prin reprezentare. Vedeți că toată natura participă la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, deși Hristos s-a născut aproape singur, alături de mama sa și de dreptul Iosif și de animalele ce l-au înconjurat și care i-au suflat abur cald ca să-l încălzească și să încălzească peștera. Deși Hristos se naște aproape singur, avându-i alături pe mama sa și pe dreptul Iosif, totuși în icoană, vedeți, icoana este zugrăvită ca participând întreaga umanitate și nu numai, întreaga natură. Vedeți că participă îngerii, deși lumea nevăzută, dar și lumea văzută, pentru că atât în plan direct și în plan secund veți vedea păstorii care vin să se închine pruncului, dar și în plan îndepărtat, deja magii de la răsărit care au plecat către pruncul Iisus ca să vină să-l cinstească. Veți vedea și steaua de la răsărit, care reprezintă cerul, așadar întreaga faptură, întreaga umanitate, dar și întreaga natură participă. Veți vedea și vegetație din icoană. Deci totul l-a înconjurat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca pe un împărat, dar cum? Nu în mod direct. Va veni și vremea când Hristos o să fie primit ca un împărat. Și Dumnezeu știe, pentru că odată a venit smerit și odată vine triumfător la cea de-a doua venire, când pe norii cerului îngerii se vor face văzuți și nu nevăzuți ca nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci vor trâmbița, dar nu cu trâmbiță mută sau cu o trâmbiță spirituală care se audă doar în lumea spirituală. Vor trâmbița să audă întreg pământul. Și să știm, să fim conștienți că a venit Împăratul Împăraților, Creatorul Lumii, vine aici pe pământ să judece ceea ce El a lăsat. Ce spune Evanghelistul? Că au venit, a venit și nu l-au primit. Va veni și atunci o să trebuiască să-l primim ca un împărat. A venit ca un rob și l-am desconsiderat. Vă spuneam și aseară că l-au considerat doar cei ce au fost sinceri. Doar animalele, îngerii, partea nevăzută spirituală, întreaga natură care a participat, iată, și a fost prezentă la nașterea Mântuitorului nostru Hristos, da? Și se naștere într-o peșteră sub pământ, pentru că a vrut să se facă ca unul dintre noi. Luând trup, luând chip, trup și mai ales, iată, să se naște între, din pământ, de acolo de unde și noi am fost creați. Ce taină mare a Dumnezeirii! Ce taină a Dumnezeirii! Și în încheiere aș vrea să vă pun gândul acesta la suflet și la inimă și să vă gândiți cum Dumnezeu s-a plecat asupra noastră. Noi, oamenii, care nu suntem nici mai înalți decât munții, nu suntem nici mai mari decât apele, oceanele, râurile, fluviile,
Nu suntem mai înalți nici măcar decât copacii. Nu suntem mai puternici nici măcar decât unele animale. Uneori, să știți că animalele sunt mai înțelepte decât noi. Simt mai mult decât noi oamenii. Și totuși, și totuși, și totuși, Dumnezeu se apleacă asupra omului. Uitați-vă că lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea cunoscută a noastră, pe care noi o cunoaștem, lucrarea lui Dumnezeu este toată în jurul creației sale, dar nu toată creația. Sau în jurul creației sale toată, dar mai ales în jurul omului, care este creația sa specială, care este creația sa iubită. Singurul omul este singurul din creație a care Dumnezeu s-a plecat și a suflat asupra lui suflet de viață, i-a dat scânteie dumnezeiască. Din nou vă spun să plecați cu gândul acesta, că Dumnezeu s-a plecat atât de mult asupra omului și nu asupra mediului înconjurător, care în cele enumerate v-am spus toate, sau cel puțin majoritatea din creație, sunt mult mai înalte, mai puternice, mai brave decât omul, dar totuși omul devine creația de aur a Dumnezeu, nestemata creația lui Dumnezeu, prin suflarea de viață, prin scânteia dumnezeiască, ce o pune Dumnezeu asupra omului. Singurul la care Dumnezeu s-a coborât. Am mai spus-o și vă spun. În cartea creației veți vedea că Dumnezeu spune prin cuvânt. Să fie, să fie, să fie. Să fie și a fost. De la lumină, de la tărie, de la apă, de la pământ, uscat și așa mai departe. A spus numai pentru că singurul la care Dumnezeu s-a coborât și l-a plăzuit. A atins cu mâna sa, cu ființa sa, a fost singurul, fiind singura creație, a fost și rămâne omul. Chiar și la animale. V-am enumerat animale mult mai mari, mai puternice decât omul. Dar totuși, singurul la care Dumnezeu s-a coborât este omul. Și s-a mai coborât încă o dată Dumnezeu, acum, la nașterea sa. Când își dă Dumnezeu Tatăl, unicul Fiu, ca să salveze din nou neamul omenesc. Și știți care este minunea minunilor? Că noi vrem minuni. Minunea minunilor este că de 2000 de ani și până astăzi, Dumnezeu îl tot trimite pe Hristos să se jertfească în fiecare an și în fiecare clipă. Aici este marea minune și marea dragoste a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îl trimite să se nască Hristos în fiecare an. Vă spuneam că toate sărbătorile, praznicile împărătești, ele se actualizează în viața noastră, frate. Nu pot să spui că au trăit numai cei de acum 2000 de ani nașterea lui Hristos, învierea, moartea și învierea lui Hristos, și fiecare dintre noi o actualizăm această sărbătoare în viața noastră. Noi o retrăim. Asta este taina umanității. Da? Că îi cinstim pe Sfinți, cinstim viața lor și ați văzut că toți cinstim ziua morții, adică a nașterii lor în cer. Dar sărbătorile, praznicile împărătești, ele se reactualizează. Ele devin ca acum 2000 de ani, fiecare dintre noi, în viața noastră, se naște Hristos. Aici este taina umanității. Și aici este taina iubirii lui Dumnezeu. Că în fiecare an, fiecare generație gustă de nașterea, de moartea și mai ales de învierea lui Hristos. În mod real, nu în mod închipuit. În mod real. Așa cum și pe Sfânta Masă, nu în mod închipuit avem, sau simbolic, avem trupul și sângele lui Hristos, și în fapt, în real, noi ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Nu în formă. Nu sub formă. Ci în mod real. Din trupul și sângele lui Hristos. Adică mă refer nu simbolic. Cum au, din păcate,
multe alte confesiuni, dacă vreți. Să nu spune religii, ci confesiuni. Noi ne părtășim în mod real, asta este credința noastră. Cel puțin de 2000 de ani încoace, de când se liturghisește în mod ortodox aici, pe pământul țării noastre, noi știm și credem și mărturisim că ne împărtășim în mod real cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și în fiecare an se naște Hristos, moare și înviază pentru fiecare dintre noi. Așadar, primiți-L pe Hristos. Suntem la înaintea răznuirii praznicului nașterii lui Hristos și primiți-L, fraților. A început Hristos deja să bată la fiecare poartă și la fiecare ușă a sufletelor noastre. Opriți-vă un pic din zgomotul lumii acesteia, din freamătul lumii acesteia, opriți-vă un pic și ascultați-L pe Hristos. Uneori nu mai auzim nici bătaie la ușa sufletului nostru. Atât suntem de cuprinși de febra nu a sărbătorii, că ar fi bine să fim cuprinși de febra sărbătorii. De febra ceea ce nu înseamnă sărbătoare. Pentru că sărbătoarea, vă spuneam, nu înseamnă cumpărături, nu înseamnă pregătire doar pentru casă, doar pentru trup. Sărbătoarea înseamnă mai ales, de aici trebuie să începem, mai ales pregătire pentru suflet. Pentru că dacă vom face toate acestea, toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Este făgăduința lui Hristos. Dacă l-ai pe Hristos și faci lucrurile acestea, cele ale Dumnezeirii lui Hristos, vă spun că toate celelalte vi se vor adăuga nouă. Și eu n-am auzit, gospodină, vă spun dumneavoastră, doamnelor, că sunteți majoritate doamne, ca și voi bărbaților, că și voi vă ocupați cu cele ale casei. Eu n-am auzit să mi se spună, am fost să mă spovedesc, am fost la liturghie, am fost să mă împărtășesc și n-am mai putut să mai fac de mâncare. N-am mai putut să, nu știu, să trăiesc, suflu, să răsuflu. N-am mai putut să mă îngrijesc de Mircea. Toate acestea vor veni. Dar noi întotdeauna punem mai întâi pregătirile materiale și dacă va mai fi loc, le mai punem și pe cele spirituale. Și umanitatea ne-a arătat că de multe ori nu mai rămâne loc. Atât de mult presupunem pe cele materiale, încât n-a mai rămas în loc de cele spirituale. Și asta nu se întâmplă de ieri, nu se întâmplă de azi, se întâmplă de 2000 de ani. Noi astăzi spunem că este aglomerație, mașini multe, se stă la... Așa a fost mereu, dragi. Așa a fost mereu. Când n-au fost generațiile astea, au fost generațiile mai vechi. Și generațiile mai vechi, la fel, au trecut prin încercările acestea. Așadar, mai îndreptăm ce se mai poate îndrepta. Mai e vreme încă. Mai e vreme de pregăteală. Mai e vreme de oblojirea sufletului. Mai e vreme de curățirea sufletului. Poftiți la miluit.